Salutare lume, eu sunt Rodbi și îmi place că atunci când sunt situații nasoale și unde ar trebui să existe răspunsuri și unitate, să văd lucrurile astea, să văd că oamenii încearcă să schimbe ceva, că nu lasă lucrurile așa și Nane este unul dintre persoanele care au răspuns la situația cu CNA-ul și la toată drama care a fost în jurul acestei nebunii cu CNA-ul. Pentru cine nu știe, Gheboasa a luat amendă la Untold, Paraziți au luat amendă și o groază de alți artiști, plus a existat o conferință CNA despre muzica trap și cum influențează negativ copiii și pe lângă asta cum ar trebui să fie interzisă publicului de minori să existe niște chestii care deja există, filtre pe YouTube care, bă, nu trebuie să te uiți la absolut orice. Nane a dat două răspunsuri. Unul pe Instagram unde a făcut un clip și a explicat, fapt a răspuns la situația acelei conferințe, dar și această piesă nu e CNA. Nane nu e CNA. Și astăzi suntem aici să reacționăm împreună la această piesă pentru care 121 de view-uri și poate că ar trebui să aibă mai mult. Cred că avem o problemă. 2 secunde că am Google-ul, că am dat încet. Așa, mult mai bine. Ia auzi. Pula mea, eu vă dau pe mute când mă face ceva. Până când vă înnecați cu pula mea. Pe mute când mai zice ceva. Toată lumea zice că miroase cam comunist treaba. Vă dau muie că în 89 nu s-a murit degeaba. Să vorbesc mai urât de atât, dar nu asta ideea. Nu știu ce-am fumat, dar eu știu că respect femeia. Dragoste pentru mamele noastre că au crescut regi. Când ieșim pe scene la festivaluri știi că e rei. Și cu cât ne cenzurați mai mult noi o să insistăm. Și putem striga orice atunci când ne distrăm. Muie Facts on facts on facts. Nu cred că este nevoie să cenzurăm muzica. Trebuie, mă rog, bine, s-au înțeles și multe mesaje greșite. Nu cred că ăsta era scopul lor, dar muzica nu trebuie cenzurată. Frate, dacă faci, dacă preiei ce e mai rău din ceva, de exemplu, din muzică, unde se vorbește despre droguri, mamă, nu știu ce chestii, bad și alte lucruri și tu le faci, ai o problemă. Învață ce e mai bun din muzică, învață din trăirile altora, învață să nu ajungi în stadiile despre care vorbesc cu oamenii aia că au fost și nu vor să mai întorc acolo. Ceva. Dacă sară în moșpit, poate e încleștată gura. Dacă sară în public, posibil să-mi pierd antura. Așa mă distrez eu cu toți drogați ăștia vulgari. Cu muzică de căcat și cu bituri de-astea tari. Ce îmi place ironia asta. Nu instig la ură, nu instig la violență. Nu e vina mea că aduc haosul prin prezență. Promit că acasă toată lumea ajunge întreagă. Dacă așa vreți voi, o să fiu eu aia neagră. Muzica Dacă muzica a devenit o problemă de unde statul trage bani frumoși, de unde statul trage bani frumoși din festivale și alte lucruri, înseamnă că avem o problemă mult mai mare decât muzica. Eu vă dau pe mute când mai zice ceva. Până când vă înnecați cu pula mea. Eu vă dau pe mute când mai zice ceva. Bine, în fine, piesa e ca piesa, înțelegeți că nu e foarte amplă, dar discursul pe care l-a avut Nane pe TikTok, Instagram, whatever, a fost destul de amplu și a vorbit bine ceea ce a vorbit. Și
trebuie să fim cel puțin uniți la situații de genul ăsta, pentru că chiar dacă nu faci muzică, nu ești artist sau lucruri de genul, bă, asculți muzică și nu cred că vrei să începi să asculți doar orățuși că stă pe lac, mac, mac, mac. În fine, o piesă mișto, are un like aici, vă las linkul în descriere. Nu uitați să susțineți și voi mișcările de genul ăsta, pentru că vrem să auzim muzică și nu vrem să o auzim cenzurată, sau vrem să aibă toată lumea dreptul la muzică și la distracție, pentru că de-aia mergem la festivale, de-aia mergem la concerte, de-aia avem Spotify, de-aia avem abonamente pe Spotify și de-aia ascultăm muzică sau plătim YouTube Premium. În fine, eu am fost Rodby, v-am pupat, ceau, ceau!